Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Ovidiu Ghinea și vă invit să urmăriți Agricultura la raport timp de două ore. În această seară discutăm despre politica agricolă comună din 2020. Așteptăm răspunsuri de la invitații mei vis-a-vis -vis de cum va arăta această politică agricolă comună, dacă au fermierii români motive de îngrijorare. Discutăm de asemenea despre ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană și despre efectele pe care le produce această ieșire. Vorbim și despre faptul că Vânzarea terenurilor agricole către persoanele străine se va modifica sau, cel puțin, așa ne propun factorii de decizie din România în momentul de față? Cum și în ce fel vom afla, de asemenea, de la cei care sunt prezenți în seara asta aici, în studio AgroTV la Agricultura, la raport? Sunt foarte, foarte multe subiecte interesante pe care vi le propunem spre dezbatere, tot în această seară și tot aici la Agricultura, la raport. Discutăm și despre... Data de 1 ianuarie 2019, moment în care România va prelua pentru șase luni președinția Consiliului Uniunii Europene, ce oportunități avem și cum vom reuși să depășim acest moment, ce va fi bine, ce va fi mai puțin bine, cât de pregătiți suntem. Dar n-aș vrea să lungesc foarte tare prezentările, permiteți-mi să vă fac cunoscuți invitații mei de la această oră, din această seară. Vreau să le mulțumesc pentru faptul că sunt aici, doamnei Maria Grapini, europarlamentar, să numim le și vă seara. mulțumesc pentru faptul că ați acceptat să veniți aici la AgroTV, la Agricultura, la Raport. Îi salut de asemenea pe domnii Alexandru Stănescu, președintele Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților. Bună seara, domnule președinte, Bună și vă seara. mulțumesc și dumneavoastră. Și nu în ultimul rând, îl -ă salut și mulțumesc domnului Alexandru Potor, secretar de stat în cadrul MEADR. Bună seara. Bună seara și dumneavoastră. Celor de acasă le spun că au la dispoziție un număr de telefon unde ne pot adresa întrebării 0314052800. Tot în această seară vom mai intra în dialog și cu alții doi domni europarlamentari, e vorba de domnul Daniel Buda și Laurentiu Rebega. Doamne, domnilor, haideți să începem dezbaterea noastră prin a le explica celor de acasă ce implicări majore ar trebui să aibă ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Așa-numitul Brexit, toată lumea îl știe, îl cunoaște. Marea Britanie este un important jucător în piața europeană în momentul de față. Își aduce aportul printr-un buget însemnat la bugetul europei. Cât de tare ne afectează și cât de mult ne poate avantaja pe noi dacă știm să exploatăm, într-un fel sau altul, această ieșire a Marii Britanii. Să încep eu, nu? Vă rog. <laughs> Tocmai uh, m-am întâlnit săptămâna trecută cu reprezentanța ai asociațiilor din Marea Britanie. Uh, eu făcând parte din Comisia Piață Internă, unde se întâmplă tot, deci și comercializarea produselor agricole, au dorit să se întâlnească cu mine. Eu nu refuz, în general, întâlnirea cu asociațiile profesionale din orice țară. Uh, și am fost foarte surprinsă să văd că, de fapt, uh, și ei erau îngrijorați de ieșire. De altfel, am mai fost de la Londra și la Birmingham și am văzut, m-am întâlnit cu Asociația Producătorilor de Autoturisme, altor produse, și erau la fel de îngrijorați. Asta ca să liniștesc partea română că nu numai Europa sau noi, România, suntem îngrijorați. Oamenii de afaceri, agricultorii sunt îngrijorați și din partea Marii Britanii. Ei mi-au ridicat următoarea problemă. Cum văd eu că se va întâmpla în relația comercială, indiferent de produs, între Marea Britanie? și Uniunea Europeană. Știm că acum avem negocierile. Eu una, am pledat și în comisie, în comisia din, din care fac parte, ca după Brexit Marea Britanie să rămână în Uniunea Vamală. Ar simplifica foarte mult lucrurile. Dacă prin negociere nu se ajung la, ajunge la o înțelegere și iese din Uniunea Vamală, lucrurile sunt mai complicate. Și acum vorbesc din perspectiva românilor. De asemenea, se adaugă niște costuri, pentru că în momentul în care nu mai ești în piața internă a Uniunii Europene, evident că fiecare parte în negocierea aceasta, pe principiu câștig-câștig, sper să reușească negociatorul Uniunii Europene, va trebui să existe alte relații comerciale, În principiu, în acordurile comerciale pe care le avem cu alte state non-europene, că așa va fi și Marea Britanie, sigur, în acordul comercial sunt prevăzute mai multe lucruri. Pe mine mă interesează că a fost industriaș, vă spun sincer, mă interesează în acordul care se va încheia cu Marea Britanie să se țină cont și de standardele de produs. Pentru că ne-am luptat foarte mult și la Canada să introducem acest lucru, să ne imaginăm că nu va exista această obligație. Atunci, în România, noi, reglementările din Uniunea Europeană vis-a-vis -vis de calitate și standarde de produs sunt foarte exigente și dacă dincolo, unde trebuie să mergem unde, de unde vin produsele din Marea Britanie la noi, nu există această obligație de respectare a standardelor de produs va fi o problemă pentru că poate să scoată din piață anumiți producători români. Uh, așadar, uh, sigur nu suntem, uh, suntem încă departe de a finaliza acordul comercial, dar dacă noi, România și când spun noi România, eu mă refer acum și la asociațiile profesionale, pentru că eu am condus un patronal la nivel de țară, nu totul trebuie lăsat pe instituții, dar evident într-un dialog permanent cu instituțiile dacă nu vom ști să uh, beneficiem, pentru că ieșirea Marii Britanii, sigur, lasă și un loc în piață uh, nu, Marea Britanie nu era numai exportator în piața internă, era și importator din piața internă. Da? Trebuie să vedem cât putem lua noi din felia aceasta care o lasă liberă Marea Britanie. Trebuie urgent, printr-un parteneriat public-privat, așa, să vedem ce cale putem găsi pentru a putea să promovăm, de exemplu, produsele noastre și să mai stabilim și acea încredere, pentru că de foarte multe ori produsele nu ajung pe alte piețe din lipsa de încredere și de încredere în, în țară, până la urmă. E, aici intervine. Uh, rolul instituțiilor uh, a statului să uh, schimbăm această imagine, să ușureze calea exportatorului uh, și, sigur, să fim uh, acolo în piața uh, care o lasă loc, care uh, rămâne liberă după Marea Britanie. Cam asta ar fi, uh, nu e decis încă dacă rămâne sau nu în Uniunea uh, nu sunt decise încă multe lucruri, ceea ce e decis acum. În faza asta de negociere, este că Marea Britanie trebuie să-și plătească datoriile la buget pentru că a beneficiat și, sigur, după aceea, partea comercială urmează să se pună în acord fiecare punct în parte. Domnul Ministru ce așteptări ar trebui să aibă România odată cu ieșirea Marii Britanii din spațiul ăsta european și toată lumea spune că, implicit, bugetul va fi diminuat? Comentariul acesta, cred că e. Aș vrea să-l las să-l fac de la bun început. La nivel european, să resimte acest fior rece legat de faptul că ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană va genera o gaură în bugetul comunitar. Există cifre care sunt estimate undeva între 10 și 13 miliarde de euro, care ar reprezenta lipsa din buget generată de plecarea Marii Britanii, care este un net contributor. Și întrebarea care se pune este care dintre politicile majore ale Uniunii Europene ar trebui să fie cel mai tare afectate, fie politica de coeziune sau politica agricolă comună. În cadrul reuniunilor de la Bruxelles, din Consiliul Agrifiș, s-a pus chiar o întrebare foarte tranșantă în această direcție. Majoritatea statelor membre a opinat că politica agricolă comună ar trebui să fie, continue să fie sprijinită de o manieră la fel de consistentă, cel puțin ca în perioada de programare în ciclul 2014-2020, pentru că are o importanță strategică la nivel european extrem de pronunțată și, prin urmare, nu ne putem permite să diminuăm resursele financiare acolo. Bineînțeles că a fost și întrebarea a doua, care ar putea să fie resursele financiare din care am putea să acoperim acest gol, care ar fi lăsate prin ieșirea Marii Britanii. De asemenea, majoritatea celor care au exprimat puncte de vedere au fost în favoarea, majoritatea a fost în favoarea creșterii contribuției naționale la bugetul comunitar. Acum este 1%, dar se vorbește de 1,2-1,3%. Este la o fază exploratorie. Și România a avut aceeași poziție pe care am transmis-o cu ocazia participării acolo, prin mandatul pe care l-am primit, că ne pronunțăm în favoarea creșterii contribuțiilor naționale pentru a acoperi acestă gaură din, din buget. Deci, elementul central legat de, de, de această ieșire, se referă până la urmă la bani. Și toată lumea a spus foarte clar că cel puțin la discuția a participat pe politica agricolă comună că ar trebui să avem resurse financiare echivalente după 2020 pentru, pentru agricultură, așa cum spuneam prin creșterea bugetului contribuției naționale. Asta ar fi soluția pe care ați găsit-o împreună cu ceilalți membri, nu numai dumneavoastră. Mă rog, e o soluție care pare asta în picioare în momentul da, de Se faț. vorbește despre o optimizare, despre o mai uh, bună țintire a uh, resurselor financiare, dar uh, permanent uh, și Comisarul European Hogan a folosit această uh, sintagmă de fresh money bani noi care trebuie să fie aduși în... Nici n-ar fi foarte rău pentru România, pentru că chiar dacă noi vom da 1, să spunem așa, noi nu suntem donatori, suntem beneficiari net. Și atunci... suntem net contributori, da, Și atunci ar fi bine să... E adevărat că nouă ne convine această poziție. țărilor mari nu ne convine. Pentru că ei... Pentru că ei... Vin cu aportul principal Da, ei sunt pe minus să zic așa. Dau mai mult și primesc mai puțin. Domnule președinte, înainte de asta să-mi dați voie să o felicit pe doamna europarlamentară, am felicitat-o și înainte de emisiune pentru poziția pe care a luat-o săptămâna trecută în Parlamentul European și vreau să vă spun că am fost mândru de dumneavoastră, doamna europarlamentară. Uh, legat de Brexit... Uh, ce spunea și doamna, ce spunea și domnul ministru, așa este. Viața Europei, Uniunii Europene, sigur, va merge mai departe. Soluțiile s-au spus aici, probabil că asta, cu mărirea procentului de contribuție, va fi una din soluții să acopere găurile care, pe care le va lăsa brexit pe care le va lăsa ieșirea Marii Britaniei din Uniunea Europeană. Dar, sigur, viața Uniunii va merge mai departe și Cred că lucrurile nu vor fi așa de, de rele. Bineînțeles, prezența Uniun în Marii Britanii în Uniunea Europeană e și contributor, bineînțeles, era și un beneficiar al multor beneficii pe care Uniunea le le prezintă și ați văzut bine că nici ei că nu, sunt nu sunt fericiți că ies din Uniunea Europeană, că deja cu cât trece timpul, cu cât avansează negocierile de ieșire, cu atât văd că apar mai multe probleme legate de această ieșire din Uniunea Europeană. Eu sunt convins că încă o dată lucrurile vor merge nu trebuie să ne punem să ne panicăm pe această chestiune. Este clar că va și un acord care nu va dezavantaja totuși negociază unul la 27. Să acum să fim serios, puterea da. de negociere a Uniunii este Sigur. mai mare decât a Marii Britanii, dar ideea era că nu, nu, nu se vrea nici să, să, să se să negocieze așa pentru pierderea Marii Britanii. Nu, noi vrem să ținem Marea Britanie alături de Uniunea Europeană ca un partener strategic pentru că a fost unul din statele de bază în Uniunea Europeană, însă trebuie să ne gândim când negociem, în primul rând, știți cum, că așa e mai aproape decât de a de și știți să ne. Gândim? Ce se întâmplă? Da. Foarte multă lume se întreabă dacă România e tratată în mod egal când ajunge la masa negocierii ca și ceilalți membri. S-a pus de multe ori întrebarea asta. Dom'le, avem noi puterea asta de a negocia ca și stat? S-au provocat, nu? sau ne sunt impuse anumite reguli și noi din când în când... ne Fiți, mai... întrebarea e foarte bună și cred că ar trebui să existe mai multă posibilitate să spunem și cetățenilor. Eu m-am întors acum de la Pitești, ieri am fost la Câmpia Turzii Turda și constat întâlnindu-mă cu cetățenii că unii cetățeni, culmea, doresc să decide alții pentru noi și pentru mine asta este foarte straniu să, să, să spui da, odată ce am intrat în Uniunea Europeană lasă să decide Comisia. Nu, nu e așa. Și asta a spus o întrebare cheie. Uh, și eu vă răspund. Uh, deci, între cele trei instituții, Parlamentul European, Comisia și Consiliul European, uh, cele mai multe probleme le avem cu Consiliul. Dar cine e Consiliul European? Sunt șefii de stat. Din cele 28 de state sau șefii de guverne, da? Bun. De multe ori. Deci, Comisia cine e? Un fel de guvern, de al nostru. Vine Comisia și ne dă nouă la Parlament o inițiativă legislativă. Noi, în comisiile noastre de specialitate, în Parlament, facem amendamente, da? Să știți că eu am 2400 de amendamente, da? Sunt pe primul loc. Și ne înțelegem cu Comisia și schimbăm proiectul, explicându-i. Eu, de exemplu, mă opun acum la niște rapoarte teribile la comisie. Nu-mi justificați de ce vreți asta. Problema e că apare Consiliul când un stat sau două, așa cum avem noi cazul cu neintrarea în Schengen, deși tehnic, tehnic îndeplinim din 2011 toate condițiile, și statul a zice nu. Și acum eu spun, România, când a fost în discuție o problemă pe care și-o dorea Olanda, Germania, a spus și România nu? în Consiliu, care are același drept. Dacă România spune nu, nu trece chestia aia. Care ne dezavantajează. Și avem o problemă acum cu transportul, unde aș vrea ca România să spună nu în Consiliu. Da? Pe problema uh, transportatorului, invențiile astea teribile uh, pe care le pun ca un transportator, dacă pleacă la 4000 de kilometri și traversează 4 țări, să fie obligat uh, uh, firma din România sau din Bulgaria să schimbe de 4 ori salariile șoferilor, niște tâmpenii N-au asigurate parcări păzite, dar dorește să treacă la hotel, să nu doarmă în cabină șoferul și multe alte lucruri. Eu înțeleg condițiile sociale, că, încă o dată, sunt industriași. Dar în. Totdeauna am spus, înainte de a lua o măsură și a face o restricție, creează condițiile. Când tu o să ai parcare păzită, să nu mai avem tiruri, că sunt societăți de asigurare care nici nu mai vor să asigure tirurile pentru că sunt Vandalizat. Vandalizat. Mm. Când vei avea acele condiții, când vei avea hotelul nu la 5 km, ci lângă parcare. Deci, voi infrastructura, și pe amendează cum face Franța acum, că amendează șoferii că nu stau în cabină. Deci, Vă răspund prin exemplele astea că eu o spun cu tristețe de român acum și nu o spun pentru un guvern sau altul. Eu o spun de când am intrat în Uniunea Europeană uh, trebuia să fim mult mai fermi în Consiliu, pentru că acolo e blocajul. Ajungem la trilog de multe ori, adică nu ne înțelegem cele trei instituții de care vorbeam și Consiliul nu vrea. Și dacă nu vrea, nu trece. Și munca noastră de câteodată de doi ani pe o directivă sau prin un regulament, iar un la coș. Uh, mai, mai am un exemplu. S-a împărțit acum uh, eurodeputații prin Brexit, da? România a primit unul. Eu am luat cuvântul în plenară și am spus, domnule, dați-mi și mie formula aia, că nu-mi iese. Cum ați făcut uh, degresiv, uh, în sfârșit, uh, numai puțin de șase țara cea mai mică și numai mult de nou șase țara cea mai mare? Și pe aia degresiv. Dar cum a ieșit calculul că România e dat unul și Olanda e trei? Nu în funcție este. de ce, nu în funcție de dimensiunea țării, de suprafața. Păi este, populație. De populație. De este în funcție de populație, dar nu este formula degresivă pe care am folosit-o în 2014 când s-au făcut împărțirile. Pentru că România a mai avut 33 și i s-a tăiat unul. Da? Uh, uh, Franța a primit 5, da? cehia, de exemplu, că am dat exemplu și altor țări să nu zică, da? cehia n-a primit niciunul, dar Olanda a primit 3. Cât e diferența de populație între Cehia și Olanda? -tă -tă -tă. No. Și uh, lucrurile acestea, pentru lucrurile acestea, trebuie să avem cei care și-au asumat funcțiile mari în stat să se ducă cu curaj și să se bată. Eu nu sunt de acord cu proverbul ăla, capul plecat să abia nu taie. Sigur că trebuie da. Nu mai putem face ceva acum, Acum în nu mai putem, anul. că s-a votat asta. Gata. Legat de asta, de altele putem să facem... Da, Mie, mi da se avem pare... viitoarele, da. Avem da. Mie da. mi se pare că se vorbește de Uniunea Europeană ca de o entitate, eu știu, poate chiar extraterestră, să așa. zic așa, <laughs> înțelegeți? <laughs> da, nu ne lasă Uniunea Europeană. Uniunea Europeană e formată din membrii Uniunii exact, Europene sunt, Exact, exact. Proporționalitatea asta pe fiecare stat. Și nu suntem federali, europarlamentar. Suntem o uniune de state avem, independente. Am avut, și suverane. am avut de fiecare dată cât un comisar, deci exact. cât un ministru. Am avut comisarul pe agricultură. O avem pe doamna Crețu acum comisar pe dezvoltare, dezvoltare regională, deci, sigur. Cum să vă spun? Nu trebuie să vorbim de. Să vorbim suntem de... parte, de, suntem de fapt, de acolo. Da. acolo deci nu... Bun, noi suntem parte, dar ne comportăm e. ca și parte, adică avem atitudinea aia de membru cu puteri de pline sau așa cum spuneați dumneavoastră la un moment dat parcă așa cu sfială și cu capul plecat să nu deranjăm, să nu să mai supărăm spun un lucru Și îl spun că este aici și domnul secretar de stat. De când sunt eu în Parlamentul European? Pentru că altfel vezi din afară, altfel când ești acolo, înțelegi lucrurile mai bine greșelile care s-au făcut și am discutat sigur și cu cei care sunt mai de mult timp și cu reprezentanța noastră, că avem și o reprezentanță permanentă acolo, cu funcționari din fiecare minister care lucrează cu uh, Consiliul, cu Comisia. Ok. De foarte multe ori s-a întâmplat că atunci când este Consiliul de Ministri, pentru că uh, pe lângă Consiliul cu Șefii de stat există Consiliul de Ministri. Dacă e de Agricultură, se întâlnesc Ministrii Agriculturii. Dacă e de Economie, Ministria... E bine, de multe ori nu s-au dus miniștrii. Și atenție că, de exemplu, în anumite ședințe, și dacă nu e așa să-mi spuneți, dacă nu merge ministrul sau secretarul de stat, degeaba merge directorul de minister că nu are voie să vorbească. Doar stă și ascultă. Și atunci, pentru a fi bine reprezentați, eu zic, ministri și să mai lasă teama asta că o parte a presiei să zică că se plimbă. Și pe mine ca ministru mă întreba, dar câți bani de la doamnă, că ați fost în toate stațiunile și tot mergeți. Nici nu știu cât e diurna la minister, că eu n-am luat niciodată diurnă. Dar nu asta e problema. Dacă ne luăm după fiecare, nu mai facem niciodată nimic. Ministrii, și mai ales acum trebuie să intensifice uh, prezența, pentru că va, vom lua președinția și trebuie să asiste la ceea ce se discută ca să preia în cunoștință de cauză. După Trebuie câteva secunde vreau să ne răspundă da. domnul ministru da. Potor. Agrosel, profesionistul dumneavoastră în semințe de 20 de ani alături de producători cu soluții românești. Vă la coreper, doamne, Suntem tragedii? în direct, am revenit e, în nu, direct. Dați voie Vă dați voie să fac o legătură ceea ce spunea doamna. Deci, Cehia nu a avut niciun da. europarlamentar. Am avut acum, cred că acum o jumătate de an o delegație din Cehia și vorbeau exact cum vorbim și noi despre Uniunea Europeană. Exact la nivelul ăsta, ca Uniunea Europeană are ceva cu noi. Probabil că au ceva păi mai cu ei, mari dacă Uniuni nu le-au dat. trebuie să înțeleagă da? că dacă nu sunt foarte obiectivi, induc scepticism. Știți? Oamenii zic, da. doamne... Dar de ce să mai fim dacă noi nu putem, nu? Da. da vis a de subiectul acesta, vreau să spun că pe perioada mandatului domnului ministru Daia, România a avut o poziție extrem, cel puțin pe partea de agricultură, extrem de bine conturată. Am participat atâta vreme cât au fost consilii succesiv. Și mesajul pe care l-am transmis a fost, zic eu, extrem de pertinent. Cred că sunt foarte multe țări care sunt atente atunci când noi luăm cuvântul în cadrul Consiliului European pe partea de agrifiș. Deci, vă garantez că de multe ori am primit semnale în care s-a spus că suntem poate prea contondenți pe anumite subiecte. Dar, am zis foarte clar, asta este mesajul pe care îl transmitem pentru că este mesajul care provine de la fermieri. Asta avem niște obiective de țară pe care le transmitem, fără să fim nepoliticoși în relația cu instituțiile Uniunii am transmis punctul de vedere acela pe care îl considerăm corect, fără să fie teamă sau fără să fie o, să spunem, părere că unul dintre jucătorii în ecuația asta este deasupra. Nu, noi considerăm că statul membru trebuie să fie și speța România să fie tratat corect, egal cu toate celelalte state membre și, și vă garantez că punctele de vedere pe care noi le-am uh, exprimat au fost apreciate la nivel de Bruxelles. Fie că ne-am vorbit în Consiliu, fie că ne-am fost în bilaterale tehnice cu reprezentanții DG Agri, uh, DG Competition, DG Mare, acolo Ca unde să avem... Noi... telespectatorii, să sunt niște direcții generale în cadrul comisarului, respectiv, comi... fiecare comisar are niște... Da, din... da. dar vedeți, domnul, domnul secretar de stat, Uh, se discută ce se întâmplă după 2020 cu PAC. Da? Și știți că în decembrie a fost o uh, trecere în revistă și ce, ce, ce au dorit ministrii. Păi, eu vreau să știu și ministrul nostru ce a dorit ca să pot să, pledăm, să putem pleda acolo. Iată ce am, ce am luat eu din ha aceasta. Haideți, uh, da. uh, doamna Grapini, haideți să ne spună, domnul secretar de stat, după câteva minute de publicitate. Trebuie să Bine. luăm câteva minute Bine. și între timp uh, Domnul secretar își pregătește răspunsul atât pentru noi cât și pentru cei care ne privesc.